Chiar dacă Phoenix nu mai cântă în formula de aur care i-a consacrat, trei dintre foștii componenți, Ovidiu Lipan Țăndărică, Mircea Baniciu și Yoji Capul, au format acum câțiva ani Pasărea Rock, în formula actuală fiind și Sorin Voina, clape și Nicu Patoi, chitară. Cu alte cuvinte, un adevărat supergrup, plin de idei și de plăcerea de a cânta peste tot pe unde sunt invitați să o facă. Concertul lor de diseară de la Oldies Pub din Sibiu este motivul pentru care schimb acum câteva vorbe cu vocalistul, compozitorul și o parte din marele suflet al formației Pasărea Rock. Te salut, Mircea Baniciu! Te salut și salut și pe ascultători! Mircea, spune-mi, te rog, care este reacția publicului atunci când o mare parte din Phoenix-ul de altă dată apare pe scenă subtitulatura Pasărea Rock? Ideea este că reacția ar putea începe cu o fază de curiozitate. Dom'le, hai să-i vedem pe ăștia cum evoluează sau cum se mai mișcă, fiindcă sunt niște ani de zile de când Phoenix-ul, aș putea spune, și-a luat zborul. Noi continuăm cumva zborul ăsta într-o formulă aparte, aș zice eu, și una în care suntem împreună din nou după niște ani de zile. Mă refer la Yoji și la Țăndărică și la mine, bineînțeles, cu aportul celor doi, Sorin Voina și Nicu Patoi, niște profesioniști de săvârșit. Pentru noi, ceea ce facem acum este o joacă, o joacă frumoasă și un motiv să continuăm cumva ceea ce am făcut în anii care au trecut. Și e o bucurie să fim împreună din nou, deși fiecare până la urmă are proiectele sale și lucrurile merg firesc din toate punctele de vedere, aș putea spune, și profesional și sufletește suntem legați, suntem prieteni, ceea ce face ca momentele noastre împreună să fie unele plăcute. Voi ați lansat anul trecut primul vostru album intitulat Legenda. Există piese foarte cerute în concert din tot albumul? Noi cântăm cam tot albumul, deci e un prilej să și reluăm mereu temele pe care le-am adus pe albumul ăsta și e o chestie interesantă pentru public, fiindcă sunt alte lucruri pe care publicul nu le-a mai auzit. Deci noi venim și cu o treabă absolut nouă, care sună într-un anume fel. Cu care dintre piesele voastre impresionați cel mai mult spectatorii? Mă refer și la cele vechi dinainte de Pasărea Rock. Sunt piesele scrise de Yoji Capul în perioada Phoenix-ului. Basilisco, Aspida, Irena și Pasărea Rock. Astea sunt temele cele mai importante preluate din Cantafabule. Apoi piese noi și piese compuse de mine în perioada în care ei au lipsit. Pentru diseară v-ați gândit la un program anume, ținând cont de faptul că este și primul vostru concert în Oldies Pub din Sibiu pe 2017? Repertoriul fiind atât de generos, aș putea spune, putem cânta orice și de regulă facem playlist-ul înainte de spectacol. În funcție și de timp, în funcție și de public, în funcție și de ceea ce simțim noi în momentul acela. Dar există piese pe care le putem roti. Mulțumim, fain, Mircea Baniciu, succes diseară la Oldies Pub din Sibiu și să auzim numai de bine. Mulțumesc, numai bine.